Au fost date primele sancțiuni în scandalul morților suspecte de la Spitalul Filantropia din Craiova. Unitatea medicală a fost amendată cu 25.000 de lei după ce inspectorii sanitari au găsit nereguli în spital. În plus, medicul de gardă, dar și asistentele din secția de hematologie au fost sancționați cu câte 1.000 de lei după ce Direcția de Sănătate Publică a constatat că transfuziile nu s-au făcut la timp, așa cum prevedea protocolul. Colega noastră, Gabriela Chiscuță, ne aduce informații suplimentare. Gabriela, bună seara, te ascultăm! Bună seara, doamnelor și domnilor! Sancțiunea în cuantum de 25.000 de lei a fost aplicată Spitalului Filantropia și după ce s-a descoperit că acele transfuzii au fost făcute după amiază și nu dimineața, așa cum prevedea protocolul încheiat la unitatea spitalicească și de asemenea de față nu a fost medicul curent. Au primit sancțiuni în cuantum de 1.000 de lei și medicul care era de gardă atunci la Filantropia, asistentele de la unitatea de transfuzii, dar și cele de la secția de hematologie. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Dolj ne comunică însă că verificările au arătat faptul că au fost respectate procedurile privind efectuarea transfuziilor. Mai exact, grupele de sânge administrate pacienților au fost aceleași ca cele trecute pe foaia de observație, dar și în documentele primite de la centrul de transfuzii. Vorbim despre transfuzii care au fost efectuate vineri pentru 12 pacienți. În cazul a 4 dintre ei au fost înregistrate efecte adverse, iar doi și-au pierdut viața imediat după. Au venit și rezultatele necropsiei, rezultatele într-o primă fază arată că unul dintre ei a decedat în urma unei insuficiențe respiratorii, iar celălalt ca urmare a unui infarct. Acestea au fost informațiile. La revedere!